Astăzi ne vom uita la filmulețe paranormale care o să te facă să te piși pe tine de frică. Băie și fete, astăzi ne vom uita la ceva foarte, foarte horror, mai exact la niște filmulețe paranormale de pe internet care sunt atât de creepy încât, bă, nu o să mai dormiți diseară, o să visați urât, o să vă pișeați pe voi de frică pentru că și că sunt înfricoșătoare rău de tot. Mai exact, ne vom uita la nou videoclip al unui investigator SF care se numește Cele mai bizare videoclipuri de pe internet, partea a treia. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal. Dacă mai vreți să facem episoade de genul, aveți link în descriere și tu, frățiorul investigator, și haideți să-i dăm drumul cu reacția pentru că sunt super curios ce videoclipuri creepy ne-a pregătit frățiorul de data aceasta. Let's go, de băieți! Hai să vedem! Când vorbim despre paranormal, avem în minte povești și legende petrecute cândva de mult, care nu mai au nicio legătură cu prezentul ultra-tehnologizat în care trăim. În episodul de vedem. Astăzi o să vă prezint câteva videoclipuri care sigur vă vor face să vă puneți mai multe semne de întrebare atunci când vine vorba de paranormal. Sau atunci când vine vorba să vă puneți la somn, adică știți ce zic. Hai să vedem. Let's go. Iurei. Deci, boys, mai multe videoclipuri de-astea creepy. Hai să uităm. O familie din Japonia care abia ce-și cumpărase o casă nouă a avut parte de câteva întâmplări foarte ciudate. Nu okay. Au trecut nici două zile de când s-au mutat și o femeie cu un comportament ciudat a apărut în curtea lor. What? Cum adică? A, acolo, bă, o vedeți? Ok, bă, ce aia? Bă, să te muți undeva să vină femeia asta? Dar de ce a venit, boys, mai exact? Uite, fața lor e blurată. De ce a venit aia la ea acasă, gen? Bă, uitați-vă, o vedeți, mamă, dar de ce vine la ea acasă? Femeia stă nemișcată și se uită în gol. Bărbatul se hotărăște să se ducă jos să vadă ce dorește acea femeie, iar atunci când fata care filmează se uită din nou pe fereastră, misterioasa femeie dispare. Ok. Am înțeles. A, și acum când vine, dispare. A, dispărut, mamă, bă, da. A zis că se holba așa, gen... Ciudat, rău de tot. Nu mai e acolo acum. În prima fază am putea spune că nu este nimic ciudat cu acest videoclip. Cum am putea spune chestia asta, frățiorul, că era aia care se holba acolo, ce-i? Întâmplările ciudate abia acum. Abia acum au început. Câteva secunde mai târziu, ceva parcă rupt dintr-un film horror își face apariția în acea casă. Hai să vedem, boys. Ce se întâmplă? Ăștia vorbesc aici în limba lor, n-avem nicio treabă. Ce se întâmplă? Da, că trebuie să ne uităm la chestia asta, la dulapul ăsta, ce-o fi. Ma, bă! Parcă se vede ceva aici. What? Ce-i aici, boys? De ce-i la asta frică? E cineva acolo înăuntru? Bă! Bă! Această întâmplare, din informațiile pe care le-am găsit, se pare că bărbatul și femeia au fost găsiți inconștienți în casă și nu își mai aminteau nimic din ce s-a întâmplat. Mamă, ce-i cu asta? Ce-i mă ciudat asta? Acum își mișca ochii așa stânga-dreapta. Foarte multe dintre persoanele care au văzut acest videoclip spun că misterioasa femeie ar putea fi un spirit numit Iurei. Legendele okay. spun că Iurei este numele general al fantomelor persoanelor care au decedat în mod tragic sau care au murit și nu au reușit să-și termine unele treburi importante în această lume. Cum ar fi să-i sperie pe ăsta, că de-aia nu putea fantoma să plece, că trebuia să-i sperie pe ăștia. Pietonul fantomă, mamă, deci asta a fost primul filmuleț, bă, ciudat, rău de tot. Acest videoclip a fost postat de către canalul de YouTube Paranormal Vision. Imaginile au fost înregistrate de către un șofer din UK cu un dashboard, iar în timp ce conducea, ceva foarte bizar a apărut în fața autoturismului. Hai să vedem. Deci ăsta conducea... Uitați-vă acolo jos, boys. Și a apărut ceva bizar în fața autoturismului, dar nu prea vedem ce, gen. Uite, acum se vede bine, ia. Sunt în față, parcă doi de ăștia, nu? Sau...
Mamă! Mamă, mamă ce m-a căcat pe mine de frică, uai! De nicăieri, o persoană misterioasă îmbrăcată în negru apare în fața mașinii, iar apoi videoclipul se întrerupe. Mamă, dar așa deodată, bă! Informațiile pe care le am, se pare că după această apariție ciudată, șoferul a făcut accident și a rămas inconștient. Păi normal, gen, ăla era real, băiatul ăla? Ăsta era real? Bă, dar parcă avea ceva aici, gen, arată după ciudat. După ce imaginile au devenit, uitați-vă, arată ciudat. Virale, amatorii de paranormal au spus că în acest videoclip ar putea fi vorba despre spiritul unei persoane care ar fi murit pe acest drum și nu a mai găsit calea către lumea cealaltă. Păi, da, ia asta, uitați-vă, că îi se vede și asta, păi se vede și fața, gen, adică nu poate să se, gen, să-și dea lumea seama cine e, dacă îl cunosc. Mamă, ciudat, rău, mamă, ceva, ce am schimbat la asta, grădina, hai să vedem. Bă, ciudate, rău de tot, boys. O femeie pe nume Elisa, care locuiește în UK, a postat pe pagina sa de Reddit câteva imagini foarte bizare. Ia să vedem ce-o postat. În timpul nopții, camerele de supraveghere din grădina sa au surprins ceva foarte ciudat. Ce-au surprins? Ia uitați-vă, boys, ce-i chestia? Ai o fantomă care merge pe pereți? Ok. Ok, ciudat, după da. După cum bine am putut vedea, o figură translucidă de culoare albă plutește prin curte. Femeia a spus că misterioasa entitate și-a făcut apariția timp de aproximativ o oră și a plutit prin curtea din spatele casei. Și gen, ea o vedea și în viața reală sau numai pe filmare? Nu știu, n-a zis, păpușa. Let's go, boys. În luna martie anului 2021, o vedeți în dreapta sus. Camerele de securitate dintr-o casă din Portugalia. Se vezi când face camera. Foarte ciudate. O păpușă de culoare albă care este așezată pe un raft pare că se mișcă singură. O vedeți acolo, boys, în dreapta, fix lângă mine, ce genturi. A face cu mâna, dar bă, o fi programată, bro, să facă cu mâna, că mai există păpuși de astea, nu? Mamă, uite, stânga. Ah, stânga e o pisică, boys, mă gândeam și dragoni în stânga. Sau? Adam, asta e o pisică, ia. Că s-a panicat pisica, ia. Ah, bă, da, asta face cu mâna așa, ia, gen. Poate e programată, boy, sau... N-am mai există păpuși care fac cu mâna, plus că nu are alte semne de viață, nu? În afară... Oh, a picat, boy. După cum bine am putut vedea, păpușa se mișcă singură, iar atunci când pisica familiei observă acest lucru și se apropie de ea, păpușa cade jos. Câteva ore mai târziu, în miezul nopții, fenomenele ciudate se petrec din nou, iar atenția pisicii este din nou îndreptată către păpușă. Ia să vedem. Boys, v-am zis, face cu mâna, având în vedere că nu are alte chestii, gen să-și miște capul sau ceva, poate să fie programată să facă asta, gen... Ia să vedem. Ce se întâmplă acolo? Ok, uite, iar începe păpușa să facă cu mâna. Bă, nu știu... Pa, n-am, dacă e o păpușă normală, gen, e creepy rău de tot, dar dacă e o păpușă, da, uite, tot tipică chestie, dacă e o păpușă cu baterii sau ceva de genul, nu-i... După cum bine am putut asta, nu? Vedea, păpușa începe din nou să se miște, iar veioza de pe masă se aprinde și se stinge singură. Bă, casa bântuită, mamă, bă, deci asta cu păpușa, nu știu, voi să sunt sceptic, scrieți la comentarii ce părere aveți teoretic. În casa unei familii din Germania se întâmplau tot felul de fenomene ciudate. Ia să vedem ce se întâmplă. Proprietarii locuinței au spus mai multor cunoștințe despre întâmplările bizare care se petreceau în casa lor, însă nimeni nu i-a crezut. Așa că s-au hotărât să pună mai multe camere video prin locuință, cu speranța că vor prinde ceva și vor avea și dovezi. Adică... Prima cameră a surprins câteva imagini. Eu n-am fost atent, boys. Care robinetul din bucătărie pare că este pornit de ceva invizibil și pare că se mișcă singur. What? Ce e asta, bro? Băi, ceva pornește și închide robinetul. Ciudat. Tot în bucătărie, un borcan mic cu piper se mișcă singur fără ca nimeni să îl atingă. Ia uite-l pe al nostru. Vrea să ia la fugă, boys. Să pipereze puțin situația.
Ciudat. O altă cameră ciudat, din o altă încăpere. Mamă, boizaie, e o daia, e un cuier sau bar, n-am cum îi zice, gen. Bizar. O agățătoare. Dar se mișcă astea singure. Boys, poate, na, și-a luat apă cu casă și era bântuită sau habar n-am, dar... Da, nu e așa de creepy ca și jumpscare. Bă, cele mai creepy chestii din videoclipul ăsta mi s-a părut prima și a doua. Alea au fost horror rău de tot. Pă bune. La ea cu păpușa... Mă, parcă aici în dreapta e ceva. Dar nu. Ușa dulapului de sus se închide și se deschide singură. Imaginile sunt destul de ciudate, însă sunt și foarte ușor de trucat. Corect. Păi ce părere aveți? Oamenii mei, nu știu, deci părerea mea proprie, teoretic, este că primele două videoclipuri au fost foarte, foarte creepy. Al doilea ăla cu păpușa, v-am zis, dacă e o păpușă normală, e horror, pe bune ce s-a întâmplat, sau dacă e o păpușă pe baterie care e programată să dea cu mâna, poate că s-a pornit singură, aia ar fi singurul cu creepy, dar așa, nu știu ce să zic. Și aici, la ultima, așa, e bine, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Mărăseancu și o să ne revedem curând cu episoade noi cu filmulețe paranormale, pentru că am văzut că vă plac foarte mult. V-am papătăți și vă urez o seară minunată. Baftă mâine la școală, pa, pa!